mamă de pică, îți pică fisa. Te ține la curent ca priza, yeah. Și dacă nu mărești meza, în secunda două își face valiza. Crema vedetelor și-a făcut apariția la un eveniment cu ștaif. Toate aranjate din cap și până în picioare au atras atenția cu ținutele purtate. Una dintre ele este și Alina Eremia, care după ce a topit câteva kilograme, arată uimitor. Iar când ai o asemenea siluetă, este clar că poți purta absolut orice. Exact așa s-a întâmplat și seara trecută, atunci când artista și-a făcut apariția, iar toți bărbații au rămas muți de uimire. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni albe vazați, despicați până sus, la care a asortat o bustieră albă și care îi scotea în evidență bronzul perfect, Alina i-a făcut pe toți cei prezenți să exclame. Wow! Dar să mergem mai departe, la o altă apariție uimitoare, Nicole Sherry. Îi place lui Nicole Sherry. Ba, în ultimul timp îi place să atragă atenția cu formele sale perfecte. Nu mai este doar o fetiță. Iar asta știe și ea chiar foarte bine. Profită din plin de fiecare eveniment. Și putem spune că nu face rău deloc. Cămașa albă cu umăr gol și pantaloni evazați s-au asortat perfect. Continuăm cu o altă drăguță a showbizului românesc și am putea spune și turcesc, cu o rochiță mulată și nurii la vedere. Așa și-a făcut apariția cântăreața la eveniment, toată numai un zâmbet și plină de viață. Pare că viața pe care o trăiește departe de România îi prinde chiar bine. Otilia a preferat să-și schimbe chiar și look-ul cu un breton improvizat. La stânga, mai la dreapta și uite cum se mișcă Laura. Pentru că de la partiul vedetelor n-a lipsit nici artista. Și bineînțeles că a reușit să atragă priviri. Multe priviri și de această dată. Chiar dacă la braț era Ionuț Gheorghe.